Ioana este relaxată. Nu pare să-și facă griji că va fi aleasă la duel. Ioana este fermierul săptămânii, așa că își poate stabili propriile reguli, de la costumații până la metode de trezire. Am spus să le fac o altfel de trezire fermierilor, așa că am apărut din de dimineață, într-o mână cu autofiletanta și în cealaltă cu toporișcă. Dragi fermieri, trezirea vă rog! Aveți multă treabă astăzi! Ai nebunie, mă, gata, și eu uitam o frate. Dragi fermieri, vă rog frumos să vă treziți! Deschid ochii. Băine, deasupra mea două buciuri, așa. M-am uitat. Băine, Ioana. E în curgul mâncat, și că nu vedeam. Ea avea un body de asta, culoarea corpului, știi? Și nu mi-am dat seama că e îmbrăcată, știi? Și mă uitam ca prost, așa. Și m-am tot uitat și m-am tot dus în sus până am văzut toporul în mâna ei. Ia uite și toporul. Domnul Zvărănescu, vă rog frumos să vă treziți. Aveți asta treaba astăzi. Am deschis la un moment dat ochii și am văzut-o pe ea dezbrăcată. Avea doar o bucățică așa de material care abia o vedeam. Băieții s-au distrat, s-au trezit, adică a fost o trezire așa colorată pentru ei. Domnul Moroșan, trezirea. Mă, mamă, ce trezire, mi-ai dat bucația și lumea ta. Ce faceți, domnul Moroșan? După trezirea neobișnuită de care a avut parte Zmărândescu, a venit rândul lui Moroșanu să experimenteze exact același lucru. Ați dat seama să vezi pe Misa așa, într-un fel îmbrăcată, sumar și așa, te uite așa, mamă, mâncați așa. Și trezirea v-a avut în dimineața asta. Aici. Trebuie să o bagi adânc. Da. Și să fii finuț. Uite. Bine. Nu e, mă. Trebuie să dai. Hai, dar trebuie să apeși. Păi, dar nu ți uite ce faci, faci baltă. Am văzut. Măi, o să te omoare, Moro. Matei ăsta nu-i prea priceput cu plantele, nu știe nici să ude. Pe lângă tot a udat. Deci n-am făcut treabă. Dar eu trebuie să cresc. O să țin cont că nu mă pot baza pe el la seră. Așa, te gândești unde ai fost acum plecat? Ce frumos era acolo, da. Te uiți la plantele lui Moro și te gândești, wow, ce bine ar fi. Acele plantații de orez pe care l-am tot văzut. Și uite cu mirosul de portocale. Am încercat să ne deconectăm de tot ce înseamnă fermă și pentru câteva minute am și reușit. Ioana, da, mi-a făcut un masaj foarte plăcut. Chiar m-am relaxat, adică m-am transpus așa un pic în ce-mi povestea aia acolo, o să-mi imaginez în căldura serei și chiar aș mai fi stat. Adică aș mai fi tras de timp acolo destul de mult. Hai, mă, Matei, că până acum să știi că nimeni nu mi-a făcut masajul fermă. Am avut noi o seară de spa. Hai de mine, acolo, fix acolo. Se simte ceva? Da, se simte. Ce se simte? Foarte multă tensiune. Nu consider că m-aș pricepe la masaj. Dar știu oarecum anatomie, îmi dau seama dacă e ceva în neregulă, unde e ceva în neregulă și pot să insist pe o anumită zonă, dar nu. M-am făcut cursuri de masaj, nu prea am făcut masaj. Nu știu de ce proveniență e tensiunea asta. Ai, acolo-i. Ai, da. Nu știu, eu nu mai vreau să plec în casă. Puteți sta aici? Că ai că putem să mai stăm, măcar până se termină ploaia, avem și noi o scuză.
Mâncar până se termină uleiul. Da, găsim noi utilizări să-l terminăm pe tot. Matei face foarte bine masaj. Singura lui sarcină de acum încolo, dacă o să fiu eu fermier șef, e să-mi facă masaj. Mi-am pus cuie, ciocane, ochelari. Băi, unde-i moro, mă? O să treacă, mă, la muncă, mă! M-am dus să-l trezesc pe moro, îmbrăcat așa, în prințesa războinică. Mamă! Moro, treci la muncă, mă, moro! Ce faci, măi? Păi, ce mă mâncă? Toată lumea muncește și tu dormi, măi, moro, măi! Mamă, mâncați, dar ce fena? Ești prințesa războinică, mâncați așa. Lasă, trăiești, ce fac? Zice că sunt filmele alea bandage, știi cum... Te înfiorează chestiile alea? Toată lumea la muncă! Pe mandatul meu nimeni nu doarme, moro! Mamă, bă! Hai la muncă! Doamne Dumnezeule, acum mă ridic, gata, șefa, să trăiți! Șefa. Așa, la muncă cu tine! Dar îi stătea foarte bine, era foarte sexy. Până când? Până acum se spunea că Moroșanu a fost tiran și el a făcut legea în această fermă. De acum înainte, Oana! Am văzut că e cam trachiulul. Nu știu ce se întâmplă cu ei, dar dacă nu stai cu toporul lângă ei, nu prea dau randament. Marius e înaintea ta cu un perete. Da, șefa la bani, am înțeles, gata. Hai, șefa la cuie. Șefa la cuie, șefa la ce vrei tu. Așa ești afară? Da, normal. Am sfidat temperatura de afară. Nimic nu m-a oprit să-mi duc planul la bun sfârșit. Eu sunt puternică! Bă, nu se poate. Nu cred că e adevărat. Dacă nu munciți... Bă, să străi. Bă, nu cred! Voi pune o joarda pe voi! Ne-am trezit cu Ioana îmbrăcată de război. Doamne! Lasă-o! Ajutor! Bă, nu cred! Ce ai făcut, bro? Nu știam să mai muncesc sau să mă uit la Ioana. Am rămas puțin șocat. Cuie, cu... Bro, ce-ai făcut mâncați? Băi, dar nu vă uitați la mine, am venit aici ca să munciți, nu să stați să vă holbați. Hai, la muncă, pastorul, nu l-am întins mâna. Facă-te drept. Mama, da șefa la bani acum, am înțeles. Mamă, bro, da, șefa. Dar nu pot... Șefa banilor, zi. Da, i-am mai spus, Ioana este Ioana, adică... Oarecum este ca o pată de culoare între noi aici. Băi, dar ce rezistentă-i masa asta? Oare cine a făcut-o? Eu am făcut-o pe asta. Nu prea mi-a ieșit eu cu prințesa războinică să mă duc cu toporul peste ei și îmbrăcată doar în tape. În loc să-i pun la muncă și să muncească mai cu spor, au stat și s-au holbat la mine jumătate de oră. Îmi analizau fiecare părticică de tape. Care-i provocarea? Tape despre masă! Am încercat să-mi țin ochii mai mult pe Remus, trebuie să recunosc. Nu vreau să am probleme acasă. De suferință că a plecat Carmen, Remus ne-a făcut un show. Au fost foarte tari, deci foarte tari, cânta melodia na 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 na. Eu m-am chinuit foarte tare să țin ritmul ăsta ca să se oprească din striptease, dai seama. Că fetele făceau uuuu, yeah, și eu trebuia să zică na 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 na. Și fetele, wow! Hai bă, cântați că dacă nu vă omor, hai! Da, 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 da. Ce-ai făcut, bobiță? Bobiță! Ăștia aici pe dreapta mea! Mi s-a părut că au o experiență, adică de parcă ar mai fi făcut așa ceva. E un pic dubios. Putiți! Putiți! Ea nu prea le are cu striptease-ul așa de tare. Dar nu mai arunca la mine că mă omoară. Ce să zic, că s-a dezbrăcat Ioana sau a dezbrăcat Remus, nu știu, a fost show. Chiloții de reggaeton și acum mișcarea lui Pastramă.
eu nu număr pătrățelele băieților. Eu sunt conjurată de băieți cu mușchi și nu mă impresionează. Dacă vreau mușchi, brațe groase și toate cele, îmi dau bluza jos și am rezolvat problema. Mă uit într-o oglindă. Deci, nu mă dă pe spate. Deodată când m-am uitat din nou la masă, Remus era îmbrăcat cu hainele Ioanei. What? Nu știu ce s-a întâmplat între timp. Brigitte! Vezi că ce s-a stat? Da, Ioana? Noi suntem cele mai bune prietene. Am intrat împreună și stăm împreună. Nu plecăm de aici! Noi de aici nu plecăm! Nu plecăm!